ieri și ne m-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Așa, dar iată, pornim la geometrie, tema pentru clasa a 6-a. Și să vedem prima problemă. Problema 8 de la 188. 8 de la 188. În figura alăturată, dreapta S este concurentă cu fiecare din dreptele A și B. Se dau două drepte paralele A și B. Așa, deci două drepte paralele A și B. Și o dreaptă secantă. Exact, invers face tot. Ca să corespundă cu figura. Și secanta S. Corect. Deci două drepte paralele și o secantă. Și o secantă, corect. De la unghiul opuse la vârf. Aici avem A și B, dreptele cu B. Dreapta A mic și B mic jos. Și dreapta S, secanta. Bun. Avem unghiul 1, 3 și 5. 1 e aici. Aici, da. Aici, da. 1, 3 opus. 1, 3. 3 opus. Și 5, aici. Și 5, aici. Da. Da? 5. Și 7 e jos. 7 aici, da. Înseamnă că nu o fie asta. Stai, domnul profesor, vedem ce e alba. Că poate nu o fie așa. Vedem acum. Într-o astfel de figură, dreapta S taie cele două drepte paralele A și B și de aceea se numește secantă. Asta explică problema. Da, da, da. Știm că unghiul 3 este congruent cu unghiul 5, deci de fapt asta zice, că 3 e congruent cu 5. Da. Și aflați că amic, unghiul 1 congruent cu unghiul 5. Deci, știm așa că unghiul 3 e cât 5, asta se știe. Unghiul 5. Să arătăm la amic că 1 e congruent cu 5. Atunci, două puncte. Unghiul 1 congruent cu unghiul 5. Și la B mic, unghiul 1 congruent cu unghiul 7. Unghiul 1 congruent cu unghiul 7. Haideți să vedem. Mai întâi trebuie să povestim câte ceva. Deci două drepte paralele, tăiate și o secantă, formează perechi de unghiuri. Iată care sunt perechile pe care le luat în seară. Am să mă tez aici așa. Cu... 3 cu 5. Deci 3 cu 1. Din ce motiv sunt ele egale? Care ce sunt opuse la vârf. Deci 3 și 1 sunt opuse la vârf, da? Da. Bun. Deci, dacă începem... Noi trebuie să arătăm că 1 e cât 5, da? Da. Deci 3... Demonstrația la punctul A. 3, unghiul 3, congruent cu unghiul 5. Cu 1, pardon, da? Cu 1. Din ce motiv 3 cu 1? Este congruent deoarece ceea ce se scopuse la vârf. Așa, în paranteză, opuse la vârf. O, V, nu cum învățați la clasă, cum învățați. Opuse la vârf. Opuse, da? Scrieți cuvinte, în cuvinte. Opuse la vârf. Vârf. Eu am să scriu de acum O, V. Opuse la vârf, da? În felul ăsta. Da, dar cum ajung eu la... De la 3 cu 1, dar e corect, nu? Că sunt opuse la vârf. Da. Dar cum ajung la 3 să fie egal cu 1 cu 5? Cum să ajung la 1 egal cu 5? Știu că 5 și 7 sunt și ele congruente. 5 cu 7 congruente și ele. Da. Tot și din cauza s-au opuse la vârf, da? Da. Și se observă că, într-un fel, acea dreaptă creează două unghiuri opuse la vârf, care au aceleași măsuri. Cele două drepte creează perechi de unghiuri, 1 cu 3, ca fiind opuse la vârf, 5 cu 7, cu tot opuse la vârf, da? Deci, zice, 5 congruent cu 7, tot opuse la vârf. De acord până aici, David. Dar cum să ajung eu să spun că 1 e cât 5? Aici nu mă duce mintea. Te rog. Păi dacă unghiul 1 este egal cu unghiul 3 și unghiul 3 este egal cu unghiul 5, atunci asta... Nu, 3 nu știu că e egal. Ba da, ba da, ne spune. Ah, da.
Deci 1 e cu 3. Și 3 este egal cu 5, asta nu înseamnă că și 1 cu 5 sunt... Sigur că da. Eu 1 cu 3, 3 cu 5. Atunci, fiindcă 3 este la legătură... Sper că a putea să notăm pe 3 cu 1 și... Deci, David, ce trebuia să facem noi așa? 1 e congruent cu 3. O puse la vârf. Dedesubt să fiu luăm. 3 congruent cu 5. Să adăugăm dedesubt din ipoteză, care ne dă informația autorul. Da? Deci, după ce ai scris asta, că unghiul 3 congruent cu 1, ca fiind opusă la vârf, mai adăugăm că 3 congruent cu 5, 3 congruent cu 5, de unde 3 congruent cu 5? Cine spune că 3 congruent cu 5? Problema. Așa, din ipoteză. Din ipoteză. Și acum, 3 cu 1, 3 cu 5, nu înseamnă că 1 e cu 5? Acolo, din cele două. Rezultă că unghiul 1 congruent cu unghiul 5. Și ambele este la fel de simplu, numai că o să scriem că... Dacă asta a fost A-ul, B-ul. O să scriem că unghiul... Să vedem, David, de ce zice. Cum ajungem la 1 cu 7? Dacă știm că 3 și 5 sunt congruente, și 5 cu 1 sunt congruente. Și 5 cu 7 sunt congruente. Deci, zicem și noi. 5 congruent cu 7 opuse la vârf. Ai zis de, mai devreme. Și 5 cu 3 dat de autor. 5 și 5 e dat cu 3. 5 e congruent cu 3 dat de autor. Ipoteză. Din ipoteză. Și 5 cu 1 este congruent. Și mai avem că 5 cu 1 am demonstrat, sigur că da. 5 congruent cu 1. Din cele 3 rezultă. Din demonstrație, din A, de la A. Rezultă că 7 și 1 sunt... 1 e dat cu... Mai trebuia să folosim asta? Nu mai trebuia. Nu. Atât, 5 cu 7, 5 cu 1. Și atunci se vede că 7 congruent cu 1, rapid, 7 congruent cu 1. Da? Și punctul acesta, iată, punctul pe exact. Mai iau încă o dată, Davide. Deci autorul spune așa. Două drepte, tăiate de o paralele, tăiate de o secantă. Deci două drepte, tăiate de o secantă, două drepte paralele A și B. Deci avem în ipoteză că A paralel cu B. Și asta e secantă. Și atunci formează o serie de unghiuri, 1 cu 3, 5 cu 7, care par să fie, sunt opuse la vârf, din teoria pe care o știm, da? Sunt opuse la vârf. Ce știm încă în plus? În ipoteză, mai avem că 3 congruent cu 5. Și atunci autorul îmi spune, oare 1 o fi congruent cu 5? Și noi am răspuns, da. Oare 1 o fi congruent și cu 7? Și noi am răspuns că da. Pentru că avem acest lucru stabilit, că 3 e congruent cu 5. Eu aș vrea să vă mai atrag atenția că mai puteam să fi gândit în felul următor. Aici, 3 și cu unghiul ăsta, cu galben, hai să notăm cu... 3, 5, 1, 2. 3 și cu 2 câte? Cât fac împreună? 180 de grade. Fac 180 de grade, da? Acum, 2 și cu 1 cât fac? Fac tot 180 de grade. Dacă eu v-aș cere să arătați că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, să notăm cu 4, voi ați reușit să arătați cât 2 cât 4? Păi nu cum? Puteți arăta, dar depinde acum de fiecare. Deci cum puteți arăta voi cât 2 e cât 4? Păi dacă știm că 5 e congruent cu 1. 5 congruent cu 1. Am demonstrat mai înainte, da? Da, și știm că 4 și cu 5 fac 180 de grade. 4 și cu 5 fac 180 de grade. Și 2 cu 1 fac 180 de grade. Păi să ne înlocuim pe cel 1 cu 5 și pe cel de jos cu 1 și aflăm că sunt egal. Și atunci au același, cum se cheamă, când au același, la 180 grade,
Când cât se cheamă? Supliment sau complement? Asta mă întreabă domnul. Supliment, da. Au acel supliment și atunci clar că 2 cât 4. Nu ai urmărit, Daria? Nu ai urmărit. Hai să luăm încă date. Deci eu l-o spune așa. Știu că 3... Că 1 e cât 5, au zis. 1 e cât 5, da. 1 este cât 5, că am demonstrat. Dar 2 și cu 1 fac împreună 180 de grade. De ce fac 2 și cu 1, Daria? Nu, da, fac 180 de grade, că e jumătate. Da, că e la unghia lungi. Dar 5 și cu 4 fac și el 180 de grade. Și cum 1 e cât 5, demonstrat, atunci 2 e cât 4. Nu ești de acord. Nu ți-e clar, dar de ce trebuie să insiste el? Deci obligația este a mea. Ia uite-te, dragă. Încercăm. Știm. Vă rog să scrieți chestia asta. Știm. Ce știm? Că 1 e congruent cu 5. 5 e demonstrat. Unde? Așa. Am arătat asta. Avem. Acest lucru adăugăm la asta. Avem. Că 2 și 1, unghiul 2, Daria, sau 1, hai să scriu, 1 plus 2, cât facă preună, Daria, te rog să vorbești? Egal cu? 180 de grade. Apoi, 5 și cu 4, 5 plus 4, egal cu? 180 de grade. Hai pe 2 și pe 4, Daria, să-l notăm cu galben. 2 și 4 se scriu cu galben. 2 și 4. De aici, David a spus așa, fiindcă 1 e cât 5, eu permit să scriu în loc de 5 de aici, 1. Avem așa. Și atunci voi avea relația următoare. În loc de 5 plus 4, voi putea scrie 1 plus 4, 1 plus 4, egal cu 180 de grade. Deci 1 plus 4 egal cu 180 de grade. Și acum, te rog să privești așa. 1 plus 2 Daria, 1 plus 2 fac 180 de grade. 1 plus 4 fac 180 de grade. Nu înseamnă că dai cât 4? Da. Păi asta am cerut. Să arătăm că 2 egal cu 4. Deci din cele două rezultă că unghiul 2 egal cu unghiul 4. Tu mă întrebi ce am demonstrat noi aici. Iată că două drepte tăiate de o secantă formează perechi de unghiuri. Cum e 2 cu 4. Despre care nu știam că sunt congruente și alte am arătat că sunt congruente. De asemenea, tot atât de bine și unghiul aici, hai să zicem, dacă am arătat că 2 cu 4, Davide, ai putea să aveți că 6 cu 8 sunt congruente? Iar ce știu că 7 și cu 3 sunt congruente? 7 și cu 3 congruente. De ce m-am văzut acolo? Am muncit mai devreme, da? Și știind că 7 și 8 sunt tot 180 de grade și 3 cu 6 tot 180 de grade, putem inversa 3 cu 7 și 7 cu 3 și aflăm sigur că acestea sunt congruente. Deci și 6 și 8 sunt congruente. Da. E bine, Daria, mai poți da arăta și într-un alt mod că 6 și 8 sunt congruente? Știind că 2 și 4 sunt congruente? Am arătat mai bine. Sigur. Fiindcă 2 congruent cu 4, iar, Davide, 2 și cu 6 sunt opuse la vârf și 4 și cu 8 sunt opuse la vârf. Deci eu îmi permis să adaug de desubt că 2 e congruent cu cine? Cu... Spune tu, Davide, 2 congruent cu... 2 congruent cu 4. 2 cu? Cu 6. 2 cu 6 opuse la vârf. Daria, apoi 4 cu cine congruent? 4 congruent cu 8 opuse la vârf și din cele 3 relații reiese că e cât 2 cât 4, 6 congruent cu 8. Deci 6 congruent cu 8.
foarte rapid arătat. Și o altă soluție a fost asta. Deci, David, tu ai spus așa. Eu știu că 3 cu 7 sunt congruente. Dar 3 și cu 6 fac 180. Și 7 și cu 8 fac 180. Nu? Și atunci, fiindcă 7 e cât 3, și 8 va fi egal cu 6, și am văzut o soluție mai rapidă, dând 2 cu 4. Am să vă atrag atenția acum, că am lungit vorba aici, și să le numim într-un fel. Unghiurile astea care sunt de o parte și de alta, a secantei, să le numim alterne. Alternează de o parte și de alta. Deci, atenție. Unghiurile care alternează de o parte și de alta a secantei, o să le numim alterne. Da, da. Unele sunt între drepte și altele sunt în exterior dreptei secante. Deci cele care sunt între cele două drepte, să zicem alterne interne, în interiorul paralelelor, și pe celelalte se numim alterne externe. Deci avem alterne interne și atunci vă rog să spuneți perechi de unghiuri alterne interne. Alterne interne. Perechi de unghiuri. Care sunt alterne interne. Deci să alterneze de o parte de alta. Asecante, copii. Nu, interne, a zis. A, 8 și 5 și 3 și 2. 8 și 5, 2 și 3 cu 5. 8 cu 2, pentru că alternează și sunt între cele două drepte. Alterne, interne. Deci, tu, Daria, încă o dată spunem, care sunt alterne, interne? 8 cu 2 și 3 cu 5. Dar alterne, externe. Care să fii și congruent, copii, da? Hai. Păi... 7 cu 5 și 4 cu 8. Păi 8 e intern, extern. Păi 7 cu 5 și 4 cu 8 sunt opuse la vârf. 4 cu 5. Da. Extern. Deasupra secantei. 4 cu 6. 4 cu 6 și 7 3. Cu 1. Și 1 cu 6. Da, eu sunt tuturor lecții la profilul în TV acum, sunt în direct acolo și... Faceți, vă rog, la numele telefon de acolo, pe care le găsiți acolo la... La profon, nu direct mie. Sunt niște numere de telefon și faceți acolo. Da? La revedere. Deci două drepte, paralele, tăiate de o secantă. Deci atenție! Atenție, nu neapărat paralele. Pe cele din serios pot fi și 4 și 6. Atenție, dreptele pot fi și așa. Două drepte. Tăiate de o secantă formează. Da, dar nu sunt concurente. Nu sunt paralele, nu? Da, dar nici nu sunt concurente. Unghiurile, zice el, se... în cazul ăsta. Așa e. Asta zice, mai în primul rând mai poate să se opresc. Deci e... Două drepte paralele tăiate de o secantă. Numai dacă sunt paralele. Formează unghiuri. Și acele și congruente. Cu asta. Și congruente. Dar ele alterne, interne, alterne, externe pot forma. Păi, dar nu congruent. Acolo externe, 4 cu 6 și 7 cu 1. Deci 4 cu 6 și 7 cu 1. 7 cu 1. Alternează. Sunt și... Adică sunt de o parte, dar fii atent, urmărește. Sunt de o parte și de alta a secantei. Da. Și, și sunt și congruente 1 cu 7. 4 cu 6. E. Dar poate să fie unul exterior și interior în același timp? Un unghi să fie și în interior, a să alterneze și interior. Exterior. Nu. Deci dar nu poate să fie totuși unul în afară și unul înăuntru, dar sunt da. Numesc corespondente. Așa. Deci sunt, deocamdată am vorbit așa, de alterne interne, alterne externe și de aceeași parte se cheamă corespondente. A secantei. Deci care când... credeți voi dintre 1, 2, 5 și 4 că sunt congruente? Uite-te, 1, 2, 5 și 4. Care credeți voi că sunt congruente? 1, 2, 5. 1 cu cine e congruent? 1 cu 5. 1 cu 5 și 2 cu? 4 cu 2. Și 2 cu 4. Și de partea cealaltă? Păi 6 cu 3 și 8 cu 6. 6 cu 8 și 3 cu 7. Deci, iată că în clipa asta am descoperit perechi de unghiuri de 3 tipuri. Alterne interne. Alterne externe și corespondente. Deci, două, notați-vă, două drepte tăiate de secantă formează perechi de unghiuri. Două drepte tăiate de secantă formează perechi de unghiuri. Două drepte... Paralele el vrea ca să fie și congruente, domn profesor. Da, o secundă, o să punctez
vezi imediat. Dacă sunt paralele, atunci unghiile sunt congruente. Și invers. Două drepte tăiate de o secantă. Două drepte tăiate de o secantă. Formează perechi de unghiuri. Formează perechi de unghiuri. Detalii. O primă categorie. Alterne. Alterne. Interne. Altă categorie. Nu vreți să-i dăm exemplu? Exact. Alterne interne și să le și punctele. Ia să-i zică Daria. Alterne interne. Nu, n-ai înțeles. Zi tu, David, alterne interne. Interne. Deci să alternezi de dreapta și de parte de dreapta secantă. Dar de ce, Daria, ai spus că n-ai înțeles? Nu am zis că n-am înțeles. Doi cu? Doi cu 8 și 3 cu 5. O secundă. Ai zis mulțumesc sau ce? O zis că nu, o zis că nu știe. Dacă nu știe, asta înseamnă că nu știe. Nu înțeles. Nu, nu e atent. Noi copilule, mai, Daria. Hai că doar vorbim pentru toată lumea. Deci două drepte, în cazul nostru paralele. Daria, de ce refuz? Că ai în momentul când refuză acum. Refuză pentru că nu și-a adus tema și vrea să-și facă tema. Și vina ei, nu-i vina mea. Nu e adevărat. Acum fii atent și îmi spui care sunt dreptele acolo. Deci două drepte. Unghiurile. Tăiate de o secantă. Formează perechi de unghiuri alterne interne. Iată-le, 3 cu 5 și 2 cu 8. 3 cu 5 și 2 cu 8. Alterne interne, dar iată, o să le spui. 2 cu 5. Deci 2 cu 3 cu 5. 3 cu 5. 3 cu 5 și 2 cu 8. Da, 3 cu 5 o pereche. Și o alta, 2 cu 8. O altă pereche. Deci vedeți, am pus perechi, perechi. 3 cu 5 și 2 cu 8. Asta se cheamă alterne interne. Alterne. De care am mai zis că mai sunt, Daria? Externe. Externe. Și te rog să-mi dai perechile. 7 cu 1. Și respectiv, altă pereche, Daria. 7 cu 1. Și 4 cu 6. Și 4 cu 6. 4 cu 6. Da. Bine, Davide? Da. Corect. Și corespondente. Ia să vedem. Cine a înțeles cum sunt corespondenții? Corespondente. Davide, te rog să dai prima pereche. 4 cu 2. 4 cu 2, dar e acolo o altă pereche. Acolo e și un joc, că le-ați făcut picul lor. Da. 4 cu 2 și? 8 cu 6. E bine? Da. Cu 6. Davide, cum s-a părut? 5 cu 1. Și, Daria? 7 cu 3. Și 7, da, 7 cu 3. Cu 3. Iată, acestea sunt perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente. Și dacă perechile astea sunt congruente, atunci dreptele sunt paralele. Deci dreptele sunt paralele dacă și mai dacă perechile discutate sunt congruente. Deci notați-vă. Dreptele A și B sunt paralele. Da. Da? Dreptele A, B sunt paralele. Dacă și numai dacă. Deci A paralel cu B. Dacă și numai dacă, deci și într-un sens și în celălalt, dacă și mai dacă, perechile de unghiuri, mai sus amintite, perechile de unghiuri sunt congruente. Numai una. Dacă și mai dacă, perechile, dacă și mai dacă, una din perechi, da? Exact. Dacă și mai dacă, una din perechi, de dimanente sunt congruente. Una, deci vedeți câte perechi s-au format acolo, copii? Ia uitați. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt perechi. Una, dacă e o dacă pereche. Arătați, exact, o singură pereche e congruentă, gata, drepturile sunt paralele. Și invers. Și invers. Dacă drepturile sunt paralele, toate opt sunt congruente. Corect. Ați înțeles? Da. E foarte interesant de deci chestia. Dacă ai paralel cu B, toate cele perechi opt luate în discuție, toate sunt congruente. Reciproc. Dacă una din perechi îi conduce la unghiuri congruente, deci una din perechile acelea e stabilită și e stabilit că sunt unghiurile respectiv congruente, obligatoriu, dreptele sunt paralele. Sigur, dacă una îi, toate celelalte sunt. Că dacă una îi, mai înainte, 3 cu 5 dacă îi... M-a dat autorul acolo, 3 cu 5, gata, înseamnă asta l-a spus paralele. Autorul, 3 cu 5, adică, practic,
Două, ce fel de 3 cu 5 aici? Cum sunt prăghite? Alterne, alterne, interne, da? Deci una, o singură pereche, apoi toate celelalte vin. Toate celelalte vin. Ca asta am, cer, am făcut noi probleme aici. Dacă una îi, toate celelalte vin natural. Ca să zic, cum, o puse la vârf, acum împreună 180 de grade, acolo, unghia lungit, și totul merge foarte, foarte rapid. Am să mai insist încă o dată. Corect. De ce s-au numit alterne interne, am văzut, vă întreb, domnul profesor. Da. De ce se numesc alterne interne, Daria? Alterne, pentru că alternează de o parte și de alta a secantei, da. Și interne pentru că sunt în interiorul celor două drepturi paralele. Am spus mai devreme, da? Alternează 3 cu 5 de o parte și de alta. Un unghi de o parte și cealaltă e partea cealaltă. Deci ea se cheamă alterne. Și sunt interne, adică între cele două drepte paralele. Deci că numim alterne interne. Cum se numește dreapta aia care tai cele două drepte paralele, Dania? Secantă. Deci alternează de o parte și de alta a secantei, de asta se numesc alterne, și interne pentru că sunt în interiorul celor două drepte paralele. E foarte simplu dacă te concentrezi. Ești aici, în prezent. Alterne externe, adică tot așa alternează de o parte și de alta, dar acum în exteriorul dreptilor. Adică în jos și în sus. Da, cu 6 cu 4. Alternează, dar sunt în exterior. Corect. 1 cu 7. 1 cu 7, da? Da. Aceste lucruri am vrut să le punctăm, pentru că probabil le face la clasă. Imediat o să le fac. Dar noi, eu am venit cu un pic în față ca să vă atrag atenția asupra unor lucruri spectaculos din important. Sigur că două drepte oarecare tăiate de o secantă formează toate perechile cele din unghiuri, dar nu mai sunt congruente. Da? Sunt congruente doar când dreptele sunt paralele. Da? Numai atât. Și dacă o singură pereche e punctată, că sunt congruente, toate celelalte perechi, alea 8 care le-am format aici, da, 7 care au mai rămas, da, cu una de date de autor, toate celelalte 7 vor fi congruente două câte două acolo. În calitatea care au, alterne interne, alterne externe, corespondente. Și dacă tu ești pus în situația să vezi că două drepte sunt paralele, te-ai desecantă, ți este suficient să găsești o singură pereche din cele 8. Și dacă acelea sunt congruente, obligă dreptele acelea, două, care poate sunt date șui, ca acolo, cum vădă domnul profesor, dacă voi găsiți o singură pereche din cele 8 perechi de unghiuri, una singură, demonstrați voi că sunt congruente, le obligă pe cele două care sunt șui date acolo să fie paralele. Ați înțeles? Nu au nicio șansă decât dacă sunt paralele. Ați înțeles? Deci, asta e o tehnică de arătat paralelism a două drepte. Și eu vreau să vă spun că de acum până la 8-a, pe asta se mizează mult. Deci băgați în cartea chestia asta. Avem foarte multe lucruri importante. Când intrăm la paralogram, la toate chestia asta. Exact. Poate acolo se găsesc aplicații. Deci nu degeaba domnul profesor a insistat aici pe unghiurile astea. Am valorificat această șansă pe care mi s-a ivit cu ocazia problemei, anume că a perechea asta 3-5, pe care voi nu știați cum se numește, eu nu puteam să mă pentru că sunt alterne interne, ce discutăm? Tu veți uitați la mine și nu înțelegeați. De ce am plecat cum? V-am definit noțiunea de unghi alterne, perechiul, alterne interne, alterne externe, corespondente. Am dat și acest rezultat important. Așa că acum să ne ducem mai departe. Problema 12, de la 89. Adică nu-i degeaba tot efortul ăsta, domnului profesor. Și voi nu mi se pară că e prea mult. N-am depășit de programa din discuția noastră. Tocmai am venit un pic în avans, pentru că aceste lucruri le veți face. Da, și voi să fie într-o stare de bine la clasă. Exact, exact. Păi voi am auzit de alterne interne, alterne externe, corespondente, deci știu de ce vorba. Asta știu eu, corect. Asta... Pentru cu bucurință trăiți asta. 12, la 189, domnul profesor. 12 de la 189. Fie ABC-i 3 puncte necoliniare. Ipoteză. A, B, C, necoliniare. Și două puncte D și O, astfel încât. D, O, așa încât. O aparține semidreptei AB. O aparține semidreptei AB. AB. Așa-i zis, da? AB închis în A sau deschis.
Așa, AB deschis. Și în B. Atunci, cum trebuie să zic? Aparține segmentului. O este în interiorul segmentului. Păi de ce segment nu trebuia cu închise? Păi nu, segment deschis la capete. Segment deschis, am uitat. Da? Deci, da. O aparține segmentului AB deschis, da. Și O aparține segmentului CD deschis. Tot O sau D? Da, tot O. O aparține segmentului CD deschis. Înseamnă că o să iei două dreptă opuse la vârf. Să vedem. Știm că unghiul AOC. Unghiul AOC. Și unghiul BOD sunt unghiuri complementare. Și BOD. Sunt complementare. Aflați? Aflați. Da. Aflăm. Măsura unghiului AOC. Ai văzut în concluzie, domnule. Da. În concluzie. Măsura unghiului AOC. AOC egal cu cine? Și măsura unghiului AOD. AOC egal cu semn de întrebare. Și AOD egal cu semn de întrebare. Să încercăm să înțelegem problema. Păi acolo spune că AOC este complement. Mai începem așa, de aici. Cu ABC. ABC păi, necoliniare. ABC necoliniare. Ce înseamnă? Înseamnă că nu se găsește state pe aceeași dreaptă. Adică? Adică o face cu A și B. B și C pe aici, nu? Ca să urmăm un triunghi. Nu vrei așa? Eu zic să... Așa. Da. Cum vrei tu? Zic. Nu știu, m-am gândit că am putea să facem două drepte opuse la vârf, dar ce spune că O se găsește și pe dreapta AB și pe dreapta CD. O, nu pe dreapta AB. Pe interiorul segmentului AB. Și O pe, tot pe interiorul segmentului CD. Adică? O ar fi într-un fel mijlocul segmentului. Nu mijloc. Mijlocul? Unde sunt azi? Deci vorbim segmentul AB. Uite că l-am făcut. Și segmentul CD. Unde să-l pun pe D? Să-l pun aici, să-l pun... Aici e tipică. Nu să-l pun pe B. Dar trebuie să fii și pe CD, O și pe AB. Păi se treacă în semiplanul de deasupra. Adică să tai dreapta AB. Da. Asta să tai segmentul AB. Segmentul, domn profesor. Să tai segmentul AB. Adică nu pot pune pe aici. Uh-huh. Atunci, iată, CD nu tai. Corect. Deci trebuie să fie în zona asta de O, ca să se întâmple așa. O să fie și pe AB și O să fie și pe CD. Nu neapărat să la fie mijloc. Sau la mijloc, da? Bun. Bun. Ia uitați-vă cât de clar, dacă încercăm să interpretăm, vine problema. Deci trei puncte necoliniare. Le-am pus ABC. D și O așa încât O este pe AB. Deci îl puteam lua pe O. Și acum O e și pe CD. Și prin C și O ducem o dreaptă pe care fixăm un punct D încât O să fie între D și CD. Deci este telefonat. Ori l-am luat pe D așa la întrebare, ori cel mai bine a fost așa. Ca să vă fie clar. Cum O este pe AB, lucru știut, luăm aici O. Duceam CO și mai mergeam încă ceva deasupra ca să fie O pe DC. Deci D-ul era fixat. Aici ajută. Bun. Știind că unghiul AOC și unghiul BOD sunt unghiuri complementare. AOC și BOD. D. BOD. Sunt unghiuri complementare. AOC, adică asta. Și BOD. Și BOD. Sunt complementare. Adică ce vrea să zic? Adică, în total, ele cu încă ceva, dar 180 grade. Păi dacă nu sunt unghiuri complementare, ele împreună, zi, Daria. Înseamnă că BOD are 90 grade. BOD are 90 de grade. Nu? Păi de ce nu? Ele sunt complementare. Păi sunt complementare, ele împreună. Cu ceva.